ca să fie o treabă deșteaptă. Uite, ce înseamnă modul? Modul din 3. 3, sigur. Dar modul din minus 5. 5. Deci ce face? Dacă e pozitivă, lasă așa. Dacă e negativ, negativ îi schimbă semnul. Din minus îl face plus. Deci modul din x, modul din x e egal cu, acolo, două variante. Egal cu x dacă x mai mare ca 0 și egal cu minus x, adică îi schimbă semnul, dacă x-ul e negativ. Nu așa? Când e negativ, îl face plus. Deci modulul totdeauna e număr mai mare ca 0, da? Hai să închidem undeva, adică să luăm și cu egal și cu asta am terminat. Asta e treaba cu modulul. Și dacă îți dă ceva modul din 7x plus 1, tu ce faci? Modul din 7x plus 1, egal cu? Păi dacă este pozitiv, rămâne așa. Deci egal cu două variante, egal cu 7x plus 1, rămâne așa. Dacă 7x plus 1 este mai mare, egal decât 0, nu așa? Da. Și egal cu minus 7x minus 1, în schimb semnul întregii expresii de acolo, dacă acest 7x plus 1 este negativ. Uite ce ați spus așa. Deci modul din x egal cu x, dacă x-ul e pozitiv, dacă și întrebare pozitiv, și egal cu minus toată asta, dacă acea expresie este negativă. Da? Asta am făcut și noi. Dar asta o putem rezolva aici. 7x plus 1 mai mare egal decât 0. Sau negativ. Cum se făcea chestia asta? Să dăm un mai mare sau mai mic ca 0? Să gândea ca și cum ar fi o funcție de gradul 1, nu? Deci ne gândim în poziția și avea funcția f de x egal cu 7x plus 1. Și eu trebuie să văd unde pun x pozitiv, pentru ce x voi avea valori pozitive și care intervalul pentru care am valori negative. Și iată cum procedez. Zic x și de la minus infinit la plus infinit, nu așa? De fapt, noi ne închipuim, facem 7x plus 1 egal cu 0. Asta facem, 7x plus 1 egal cu 0, x egal cu minus 1 pe 7. Da? În dreptul său 0 este 7x plus 1 este 0 la minus 1 pe 7. Dăm o valoare, hai să dăm de aici, e treaba cunoscută. E plus pe aici, da? Și minus în partea asta. Și acum, modulul se explicitează așa. Modul din 7x plus 1 este egal cu acolată. 7x plus 1 pe acolo unde 7x plus 1 mai mare ca 0. 7x plus 1 mai mare egal decât 0. Și dacă jumătate, unde vezi tu 7x plus 1 mai mare egal decât 0? De la minus 1 pe 7 la plus infinit. Deci dacă jumătate, x aparține de la minus 1 pe 7 închis la plus infinit. Și egal cu, schimbăm semnul complet, minus 7x minus 1, dacă 7x plus 1, da? 7x plus 1 e mai mic ca 0. Deci egal cu minus 7x minus 1, dacă ce-a fost întrebare e negativ. Dacă ce-a fost întrebare e negativ. Și asta când e negativ? Dacă și mai dacă, uite, x aparține de la minus infinit la minus infinit la minus 1 pe 7. Dar asta intermediar nu mai scriem de acum. Uite cum se, pe scurt, se explicitează așa. Modul de 7x plus 1 egal cu 0. Modul de 7x plus 1 egal cu 0. Este egal cu acoladă. Egal cu acoladă. 7x plus 1. 7x. Dacă x aparține de la minus 1 pe 7 la plus infinit, da? Minus 7x minus 1, adică tot să luat cu minus, dacă x aparține de la minus infinit la minus 1 pe 7. Nu, invers, la minus 1 pe 7. La minus 1 pe 7. Bă, nu ai zis bine tu? Minus infinit, eu sunt gata. Minus infinit la minus 1 pe 7. Să știi că dacă zic și eu prostii, tu trebuie să mă oprești.
Nu e adevărat. Cum? De la minus infinit, eu te văd pe tabel acolo. Minus infinit, dar minusul pe 7. Așa. Deci așa explicităm un modul. Care ar fi pașii pe care parcurgem când ne explicităm un modul? Care ar fi? Păi luăm ce este modul. Luăm partea aceea din modul egal cu 0 de o parte. Da. Găsim rădăcinile și facem semnul. Da. Un tabel de variate a semnului. Și acolo unde e pozitiv rămâne așa, unde e negativ, îi schimbăm semnul întregii expresii. Ia spune așa. Algoritmul de explicitare a unui modul. Algoritmul de explicitare a unui modul. Algoritmul de explicitare a unui modul. Și exact ce povestea tocmai a scris și în cuvinte. Pasul 1. Pasul 1. Ce facem? Luăm ce este în modul. Da. Deci luăm expresia din modul pe care o anulăm. Egalăm cu 0. Așa. Pasul 2. Stabilim semnul expresiei. Stabilim semnul expresiei. De fapt, ăsta ar fost și 1 și 2 la un loc. Stabilim semnul expresiei. Și de urmă, pasul următor, 3, cum am zis noi, vedem de unde... pe unde este, da. pe intervalul unde e plus, pe intervalul unde expresia este pozitivă, o lăsăm așa, nu? Pe intervalul unde e pozitiv, o lăsăm așa. Iar pe unde este negativă, îi schimbăm semnul. Deci pe acolo unde este pozitiv, o lăsăm așa, unde e negativă, schimbăm semnul. Bun. Odată povestea asta stabilită, nu ne rămâne decât să încercăm să vedem concret un exercițiu. Hai să rezolvăm următoarea ecuație. Spune, să se rezolve ecuația. Se rezolve ecuația. Șapte. Modul din 7x minus 5 plus 3x minus 2 egal cu 0. Deci să se rezolve ecuația asta. Ce te împărcă pe tine acolo? Ai face treaba șnuri. Foarte repede. Modulul. De aceea trebuie explicitat. Da? De aceea luăm deoparte expresia din modul 7 x minus 5 egal cu 0. Echivalent cu x egal cu 5 pe 7. 5 pe 7. Facem un tabel de variația semnului pentru acest singur modul. Așa. E vorba de 7x minus 5, nu? Da. Este 0 când x-ul este... 5 pe 7. Da? 5 pe 7. Da. Deci la 5 pe 7 este 0. 1, 7, 1, 7, minus 1, în dreapta e plus. Deci în dreapta e plus. Da. Minus. Și minus în dreapta. Și acum o luăm pe cazuri, că acum intervalul de la minus infinit la plus infinit a fost rupt în două, nu? Da. Până în 5 pe 7 și pe urmă de acolo înainte. Deci, cazul întâi. X aparține de la minus infinit la 5 pe 7, închis, și de aici rezultă că ecuația devine. Deci x aparține la minus infinit la 5 pe 7 și ecuația asta devine. Cum este la minus infinit la 5 pe 7? Negativ. Dacă ăsta e negativ, dacă expresia de întrebare e negativă, trebuie să îi schimbăm semnul. Da. Și o transformăm în plus, adică schimbăm semnul tuturor. Și ecuația asta devine. Ce devine? 7x.
minus 7x plus 5. Vezi, schimbăm semnul tuturor. Da. Plus 3x minus 2 egal cu 0. Echivalent cu? Minus 4x. Așa. Minus 4x plus 3 egal cu 0. Plus 3 egal cu 0. Adică? Minus 4x egal cu minus 3, x egal cu 3 pe 4. X egal cu 3 pe 4. Măi, așa, când l-am găsit, nu suntem foarte bucuroși. Trebuie să vedem că noi ișilor le-am spus așa. Măi, știți unde lucrăm noi? De la minus infinit la 5 pe 7. Și acum, dacă l-am găsit pe 3 pe 4, trebuie să vedem dacă 3 pe 4 se află aici. Ca să zicem cu soluții. Deci ne interesăm acum repede, ne întrebăm dacă 3 pe 4 aparține de la minus infinit până la 5 pe 7. Deci ne întrebăm dacă e bine, dacă e o fi acolo. Ori ca să fie în zona aceea, el ar trebui să fie mai mic decât 5 pe 7. Deci asta se întâmplă dacă și numai dacă 3 pe 4 e mai mic decât 5 pe 7. Echivalent cu. Oare ar fi adevărat? Păi 3 pe 4 e... Aduc la aceeași butor, cel mai bine rapid, așa face, nu pierdem timpul să vedem cât facem împărțirea. Adică 21, dacă e mai mic decât 4, 5, 20. Nu, e fals. Fals. Adică de aici înseamnă că 3 pe 4 nu aparține. Nu aparține intervalului. Deci ce era semn de întrebare, acum am decis. 3 pe 4 nu aparține intervalului de la minus infinit la, așa, la 5 pe 7. Așa, dar rezultă că acest x egal cu 3 pe 4 nu este soluție. Nu este. Este soluție. Nu este soluție, n-am treabă, nu contează. Vezi? Deci asta e povestea. Cazul 2 acum. Cazul 2. Mergem cazul 2. Cu x aparține, de unde crezi îl luăm acum pe x? Am studiat de la minus infinit la 5 pe 7. Așa, x aparține la 5 pe 7. Cam închis la 5 pe 7, acum l-am deschis. La 5 pe 7, la plus infinit. Ecuația devine. Ecuația aceea care avem noi devine. Ia să vedem ce devine ecuația. Ecuația devine 7x. Deci devine 7x plus 5. De ce? Păi de la 5 pe 7 cum este? Păi minus 5. Păi ecuația devine, ea ce fel, ce semn are? Are semnul minus. De la 5 pe 7 încolo. În plus. Și rămâne așa. Da. 7 deci 7x minus 5 plus 3x minus 2 egal cu 0. Și rezolvăm ecuația repede. Hai vorbește acolo. 10x minus 7 egal cu 0. 10x egal cu 7. X egal cu 7 pe 10. X egal cu 0,7. Cât ai dat x-ul? 7 pe 10. Vezi, este bun? Deci ai zis 10x. 10x. Egal cu 7. Dacă nu 7 egal 0, de lucru x egal cu 7 pe 10. Și acum te întreb dacă aparține cărui interval. Aici unde studiem noi. Dacă aparține la 5 pe 7. La 5 pe 7 la plus infinit. Adică ca să aparține, trebuie să fie dincolo. Da. Deci asta ar fi echivalent, ca și cum ai zice, 5 pe 7, nu 7, 7 pe 10. 7 pe 10, să fie mai mare decât 5 pe 7. Așa, e de parcă aici spune, echivalent cu
49. 49 e mai mare decât 50. 50. Adevărat? Fals. Fals. Răspunsul este că nici x egal cu 7 pe 10 nu aparține. Acum suntem siguri că nu aparține de la 5 pe 7 la plus infinit. Rezultă că x egal cu 7 pe 10 nu este soluție. Deci nu este soluție. Așa că ecuația de mai sus are vreo soluție? Nu, că noi am urmărit cu atenție, de la minus infinit până la plus infinit și nici în primul caz, nici în al doilea, n-am găsit soluție. Răspunsul aici rezultă x aparține mulțimii primii. Că nu am găsit nicio soluție. Da? Deci la ecuația asta răspunsul este x aparține mulțimii primii. Vezi? Aici e foarte important să știi să stabilești semnul. Și pe mai pe interval. Bucățică cu bucățică și lucrezi liniștit. Ia să vedem noi o altă ecuație. Deci să se rezolve în ecuația modul din minus 3x plus 2 supra x pătrat minus 1. Deci modul din 3x minus 2 x pătrat minus 1 așa nu, să zicem invers. Hai să luăm invers, adică ce anume ar vrea? Iată așa ar vrea. Modul din x pătrat minus 1 supra 3x plus minus 3x plus 2 minus x plus 5 mai mare egal decât egal cu 0, egal cu 0. Deci să rezolvăm această ecuație cu moduri. Ce te încurcă întreabă? Modul expresie cere, nu? De aceea va trebui să stabilim semnul expresiei. Deci o luăm de o parte ca o expresie e de x. Deci avem e de x egal cu x pătrat minus 1 totul supra minus 3x plus 2. Și dacă facem semnul fracției acestea, pe acolo unii plusul lăsăm așa, unii minus, îi schimbăm semnul. Știm asta. Deci semnul ar trebui să facem. De aceea ne ocupăm din numărător egal cu 0, numitor egal cu 0, facem semnul numărător, numitor, știm treaba. Da. Rezultă x1 2 egal cu 2 egal cu plus minus 1. Da. Cealaltă minus 3x plus 2 egal cu 0. Minus 3x egal cu minus 2, x egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. Un tabel de variație a semnului. X de la minus infinit la infinit. Da. E vorba de x pătrat minus 1. X pătrat minus 1 ia valoarea 0, minus 1 și 1. Minus 1 și 1. 0 și 0. Dăm pe 0, da. Da. 0. Minus 3. Da. Și plus în afară. După luăm pe minus 3x plus 2, da? 3x plus 2. Minus 3x. Ia valoarea 0 în 2 pe 3. Ia valoarea 0 unde? 2 pe 3. 2 pe 3. E mai mic decât 1 acolo. Aici undeva. Ia valoarea 0. Așa, și să dăm o valoare. Dăm pe 2, să zicem, minus 6 plus minus. Deci, minus în dreapta. Deci minus în dreapta, da? Da. Minus. Plus în partea asta. Și acum facem fracția. Da. E vorba de x pătrat minus 1 supra minus 3x plus 2. Asta e fracția. Da.
Și să vedem unde punem bară, unde punem 0. 0 era minus 1 de 0. Deci la minus 1 și la 1 punem 0. Așa. Iar la 2 pe 3 bară. Punem bară. Și după vedem semnele plus cu plus de plus. Da. Minus, plus și minus. Și acum avem oglinda. Vezi, succesiunea de la minus infinit până la plus infinit e ruptă. De la minus infinit la minus 1. La minus 1 la 2 pe 3. La 2 pe 3 la 1. Plus infinit. Da? Cazul 1. Zice, cazul 1. Pentru x aparține de la minus infinit până la minus 1, rezultă că aici expresia asta e de x, că asta este, nu? E de x cum este? Pozitivă sau negativă? Pozitivă. Rezultă e de x este pozitivă. Da? E mai mare, egal cu 0. Și atunci modul din e de x este e de x. Adică rămâne așa, nu? Da. E de x, așa am spus. Când e pozitiv, rămâne așa. Și atunci ecuația devine. Rezultă e că devine. Două puncte. Ce devine? Noi pe aici, asta e zona care studiem. Devine, rămâne așa, nu? Da, x pătrat. X pătrat minus 1 supra minus 3x plus 2 minus x plus 5 mai mare egal decât 0. Da? Minus x plus 5 mai mare egal decât 0. Da. Echivalent cu... Atunci, în același viitor... Pe prima, pe o aplicăm cu minus 3 x plus 2. Adică chiar... Pe x-ul ăla și pe 5-ul ăsta, da. Nu? Minus 3 x plus 2. Așa, deci echivalent cu a spune x pătrat minus 1, minus x pe lângă minus 3x plus 2, așa ai spus tu, da. Nu? Plus 5 pe lângă, tot așa, minus 3x plus, plus 2, totul supra, minus 3x plus 2, mai mare egal decât 0. Echivalent cu? Echivalent cu x pătrat minus 1, plus 3x la a doua. Plus 3x la a doua, corect. Minus 2x. Minus 2x, da. Minus 15x. Minus 15x. Plus 10. Plus 10, totul supra. Plus 3x. Minus 3x. Plus 2, mai mare egal decât 0. Da. Echivalent cu? Nu, nu am avut mai mare egal cu 0. Egal cu 0 am avut. Da. Egal cu 0. Eu am spus mai mare egal cu 0. Uite, noi am avut aici egal cu 0. Da. Și de ce am spus eu mai mare egal? Ce ecuație am avut noi? Așa? Asta, așa egal cu 0. Păi punem egal, nu? Egal cu 0. Egal cu 0. Este egal cu 4x la 2. Și când o fracție este egal cu 0? Când o fracție este egal cu 0? Numărătorul este 0. Deci echivalent cu, cu 4x pătrat, ai zis, da? 4x pătrat. 4x pătrat. Minus 17 x. Da, minus 17 x. Plus 9. Și plus 9 egal cu 0. Da, deci facem cu 0. Da, deci x-ul 2 egal cu deodată 17, ca să mai pierdem timp. Aplic formula de dată. Delta nu trebuie să faci delta deoparte, pe timp, nu știu ce, aer e egal cu, nu știu, asta se face la clasa în a noua, la început. Dar aici, tu ești clasa 12, la 11. X1, 2 egal cu 17 plus minus, plus minus, adică azi minus B. Da. Plus minus radical din... Acum îl fac cu delta deodată. B pătrat, adică 289, 17 la pătrat, fără 289, minus 4AC, minus 4 ori 4, 16, ori 9.
da? 4, 4, 16 ori 9, da? Supra 2a. 8. Supra 8. Și egal cu 17 plus minus radical din 289 minus 6 ori 9, 54 ori 1, 9 și cu 5, 14. 144 supra 8. Și egal cu 17 plus minus radical din 289 minus 144 face 4 din 9, 5, 4 din 8, 4, 1 din 2, 1. Totul supra 8. Și sunt două valori. Odată, x1 egal cu 17 plus radical din 145 supra 8. Da. Și x-ul egal cu 6 pe minus radical din 145 supra 8. Astea sunt cele două valori. Dar noi trebuie să știm foarte bine dacă le acceptăm sau nu, dacă sunt în zona asta. Noi lucrăm de la minus, așa ne-a spus X-ul. În zona asta știi că ne-au preocupat. Da. Și ne pare rău, dacă la sfârșit voi nu veți fi din zona aceea, nu vă ia. Da? Și de ce trebuie să cercetăm acum? Hai să vedem pe primul x. X1 egal cu 17 plus radical din 145 totul pe 8. Da? Dacă aparține semn de întrebare de la minus infinit la minus 1. Da, la minus 1 închis. Ce părere aparține? Radical din 145 există, poți să faci radicalul, nu? Dacă ar fost 144, ar face 12. 12, ceva. Și ceva. 12 și 17? 17. Face 29. Da, nu? 29. 29. Dă un număr pozitiv. Dă un număr pozitiv, oricum nu este aici. Deci nu aparține asta. Nu aparține. Așa, dar rezultă că x1 egal cu 17 plus radical din 145 supra 8 nu aparține. Nu este soluție. A, nu, da. Nu este soluție. Nu este soluție. Cu regret, asta nu e o valoare ca să iau seama. X2. X2 egal cu 17 minus radical din 145 pe 8 și ar fi 17 minus 12, dar nu, tot pozitiv, deci tot nu aparține. 17, da, tot, e mai mare ca 0, deci nu aparține de la minus infinit la minus 1. Rezultă că nici asta a luat. X2 nu, că nu are soluție. Nu este soluție. Da, nu este. Deci nici X2 egal cu 17. Ai o valoare asta. Plus radical din 145. Nu este soluție. Pe 8. 8. Nu este soluție. Nu este soluție. Înseamnă că pe intervalul ăsta nu avem nicio soluție. Deci concluzia ar fi că pentru cazul întâi, pentru x aparține de la minus infinit la minus 1, ecuația nu are soluție. Da? Nu are soluție. Da. Cu regret, dar n-am ce face. Și acum mergem cazul 2. Cazul 2. Ce zonă avem acum la studiu? Deci caz 2. X aparține cărui interval acum? Ia să văd. De la minus 1 la 2 pe 3. Deci x aparține de intervalul de la minus 1 la 2 pe 3 și atunci ecuația devine. Da. Două puncte. Ce devine ecuația? Ne uităm la grijă și observăm că la minus 1 la 2 pe 3 ecuația asta are modulul de aici. Și modulul de la minus 1 la 2 pe 3, cum este? Negativ. Și atunci te luăm cu minus. Cu minus, da? Deci vom pune minus din difracție
x pătrat minus 1 supra minus 3x plus 2 minus x plus 5 egal cu 0. Așa devine. Da. E negativ, deci îl luăm cu minus, punem minus în față și ne apucăm de lucru. Ia să vedem în ce constă lucrarea. Păi, echivalent cu minusul din față, fie că îl duc la numărător, fie că îl duc la numitor. Și am să-l duc la numitor ca să schimbi semnul. Da, și vine x pătrat minus 1. X pătrat minus 1 supra 3x plus 2. 3x? Minus 2. Minus 2, se schimbă semnul, nu? Că cerci cu minusul pe toți. Minus x plus 5 egal cu 0, echivalentul. Adus la aceeași numitor, povestea e. Da, da, da. Amplificăm cu 3x minus 2. Vine x pătrat minus 1. X pătrat minus 1 pe lângă... Minus. Minus. Minus x pe minus lângă... X. Pe lângă 3x minus 2. Da. Pe lângă 5. Și plus? Plus 5, 5 pe lângă... 3x, 3x minus 2. Egal cu 0. Echivalentul. X pătrat. X pătrat minus 1. Așa. Minus 3x pătrat. Da. Plus 2x. Da. Plus 2x. Plus 15x. Da. Minus 10. Egal cu 0. Corect. Și vine minus 2x pătrat. Echivalent. Plus 2x pătrat. Plus 17x. Plus 17x. Da. Minus 11 egal cu 0. Minus 11 egal cu 0. O ecuație e gradul 2. Și zicem repede x1, 2. Egal cu minus b, adică minus 17. Minus 17 plus sau minus radical din 17 la 289. Minus 4, minus 4 ori, ori minus 2, face 8, face plus 8. 8 ori minus 88. Deci vine minus, 88. Plus 88, dar vine. Că vine minus 4, ori minus 2 face plus, plus și cu minus, minus 88, ai văzut dreptate, minus 88. Totul supra 2a, supra minus 4. Și egal mai departe cu minus 17 plus sau minus radical din... Hai să vedem cât face aici. 281. Deci 201. 201. Nu-i bine așa? Când e 289, dacă scap pe 88, 8 din 9, 1. Da? 201 supra minus 4. Și rezultă x1, 2. Da? x1 egal cu minus 17 plus radical din 201 supra minus 4 e, putem accepta, trebuie să ne interesăm dacă sunt în zona asta. Dacă sunt în zona în care lucrăm noi. Deci, iată, întrebarea ar fi așa. Măi, ia să te iau pe tine pe primul să văd dacă te afli în intervalul de studiu. Adică, întrebarea este x1 egal cu minus 17 plus radical din 201 totul supra minus 4. Oare aparține? Cu semn de întrebare. Oare aparține de la minus 1 la 2 pe 3? Oare este aici? Adică s-ar traduce cum? Echivalentul? Cum s-ar traduce la întrebarea oare aparține? Cum s-ar traduce? Adică este în interior? Adică minus 1 e mai mic decât el și el e mai mic decât 3. 3, da. Între cele două valori. Deci exact cum aș spune că minus 1 e mai mic decât minus 17 scris și tu pus radical din 20
tot 2 sus la minus 4 și mai mic decât 2 pe 3. Asta ar trebui să vedem. Adică din 201. Da, 201, corect. Deci dacă e asta adevărat. E, și cum să facem noi? 13 la pătrat e 196. 14... Nu, 13 vine și 196, nu? 16 fac 196. Păi... 196. Păi hai să vedem... 13 ori 13 fac 169. A, înseamnă că 14 ori 14. 196. Da, deci 14. Aproape 14. 14 e așa. Minus 17. Minus... Deci, ca și cum am întrebat, dacă minus 1 e mai mic decât minus 17 plus 14, zis tu, nu? Da. Plus 14 supra minus 4. Asta e un pic cu aproximații de decât, da? Da, da, da. Asta, să vedem dacă... Când începe cercetarea atentă. Asta e echivalent, cum ai, și cum am spune, că minus 1 e mai mic decât... mai mic decât minus 3, supra minus 4 a venit 3 pe 4. Mai mic decât 3 pe 4, care mai mic decât 2 pe 3. Hai să vedem aici dacă ar fi bine. E 3 pe 4 oricum e mai mic decât... Ca și m-aș spune 9, e mai mic decât 8. Nu. Deci asta pică, nu e mai... Nu, dar nu e, nu. O sări, gata. Nu aparține. Deci nu aparține. În concluzie... deci 3 pe 4 și dacă lucram cu precizie maximă, cu atât mai mult depășeam. Da, da. Că radicalul 201 e mai mult decât. Așa, da. Deci... Mă, și totuși, era minus 17 plus un număr mai mare și făceam mai mic pe ăsta, există riscul să fie așa. E prea finuț, ca și cum ai zis, 9 față de 8. Da, dar minus 17 plus... Hai zicem că e minus 7, ceva, nu? Deci, de minus 3, ceva. Minus 17 plus 14 și ceva. Da. Dar 14 și ceva. Da, dă minus 3, ceva. Dă minus 2 și ceva. A, minus 2 și ceva. Și atunci minus pe minus face plus și există posibilitatea. Hai să ne apucăm de lucru. Vezi? E foarte finuță apropierea. Deci eu trebuie să mă ocup cu grijă acum să văd dacă așa stau lucruri. Deci trebuie să văd dacă minus 1 e mai mic decât minus 17 plus 14, nu plus 14, plus radical din 201, ții minte așa o vedem, supra minus 4, dacă e mai mic decât 2 pe 3. Așa e adevărat asta. Că dă un număr pozitiv aici. Aici trebuie să muncesc. Deci, asta da. Adevărat aici. Dar aici e semnul de întrebare. Dă-mi o idee. Hai să băgăm minusul ăsta de jos, să-l băgăm sus. Și dacă îl băgăm sus, ăsta se face cu plus. Vine 17 și altul minus. 17 minus radical de 201, totul supra 4, dacă e mai mic decât 2 pe 3. Atunci la aceeași viitoare, amplificăm aici cu 3 și din face cu 4. Și de parcă aș zice, 3 ori 7, 21, 3 ori 3 și 2, 5, 51, minus 3 radical din 201 e mai mic decât 4 ori 2, 8. Echivalent cu? Să băgăm pe 3 sub radical. Da, îl băgăm pe 3 sub radical categoric și îl și ducem în partea dreaptă, el propt în stânga. Da. Știi că ăsta în dreapta vine cu plus, da? Deci echivalent cu, aș spune, 51 1 minus 8, 8. Mai mic mai decât 3 radical din 201. De parcă aș spune echivalent cu 51 minus 8? 40...
Deci 51 minus 8. 3. 43, da. 43. Mai mic decât 3, radical din 201. Hai să-l băgăm pe fleșură. Radical din 9 ori 1, 9. 9 ori 0, 0. 9 ori 2, 18. Da? 1809, 1809. Ridicăm ambimembri la pătrat, ca să dispare radicalul, și de parcă aș spune... Echivalentul cu 43 la a doua, mai mic decât 1809. Echivalentul. Cât face 43 ori 43? Fals. Înseamnă că nu e corect să credem că e mai mic. Nu e adevărat că e mai mic decât 2 pe 3. În concluzie, rezultă că X1, ăsta, e mai mare decât 2 pe 3. Deci X1 nu aparține intervalului de la minus 1 până la 2 pe 3. Deci nu aparține aici. Înseamnă că X1 ăsta nu este soluție. Deci X1, acesta se rezultă. X1 nu este soluție. Dacă asta nu e soluție, hai să ne gândim și la X2, că avea și pe X2 celălalt. X2 era aici minus 17 minus. Minus radical din 201. Minus 17 minus radical din 201 supra cât? Minus 4. Ia mai departe, hai să băgăm minus 1 interior. Da. Să-l băgăm la numărător. Echivalent cu? Egal cu. 17 plus radical din 201. Totul supra 4. Păi ia să vedem adevărat. 17. Hai să zic că e 14. 31. Supra 4. Dacă se află în interval de la minus 1 la 2 pe 3. Adică dacă e mai mic decât 2 pe 3. Păi 31 împărțit la 4, 7 și ceva. Da, și... 7 și ceva mai mic decât 2 pe 3? Nici vorba. Deci X2-ul nu aparține de la minus 1 la 2 pe 3. Da? Rezultă că X2 nu este soluție. Înseamnă că pentru cazul 2, pentru X aparține de la, de la minus 1 la 2 pe 3, ecuația nu are soluție. Deci nici în cazul 2 nu avem nicio soluție. Ce crezi că urmează acum? Ce urmează? Următorul interval, sigur că da. Deci X aparține acum de la 2 pe 3 la 1. 2 pe 3 la 1. Ecuația devine. Deci pentru X aparține la 2 pe 3 la 1. Pentru X aparține de la 2 pe 3 la 1. Ecuația devine. La 2 pe 3 la 1 cum este? X pătrat minus 1 supra minus 3 X plus 2. Pozitiv, deci rămâne așa. Rămâne așa. Deci devine X pătrat minus 1 supra minus 3 X plus 2 minus X plus 5 egal cu 0. Echivalent. Deci în același numitor. Da. X pătrat minus 1 minus X, pe lângă vorbește.
x pe lângă minus 3x plus 2 pe lângă plus 5 pe lângă minus 3x plus 2 asupra minus 3x plus 2. Nu mai este supra. Mergem la ecuații, la inecuații se păstrează numitorul. Dar la ecuații se egalează pur și simplu. Și echivalentul cu x pătrat minus 1 plus 3x pătrat minus 2x minus 15x plus 10. Plus 10 egal cu 0. Valen cu 4x pătrat, da, minus 3x, deci plus minus 2x minus 15, pardon, minus, minus 16x, da, minus 1 plus 10 plus 9, egal cu 0. Egal cu 0. Și am mai găsit partea ecuația chiar în cazul 1, când am făcut cazul 1 la minus x la minus 1, asta era parte, 4x pătrat minus 17x plus 9. Cazul întâi. Da, 4x pătrat minus 17x plus 9. Sigur că da, ce dă și în cazul mai bine? 17 plus minus x ul 2 egal cu 17 plus minus radical din 145 totul supra 8. Supra 8, nu? Da. Deci, odată x1 egal cu 17 plus radical. Radical din 145 pe 8, iar x2 egal cu 17 minus radical din 145 pe 8. Și ca să fie rădăcini, trebuie să fie în intervalul de studiu. Deci ne întrebăm dacă x1 care este egal cu 17 plus radical din 145 pe 8 aparține intervalului de la 2 pe 3 la 1. 2 pe 3 la 1. Ce părere ai? Hai să facem un calcul aproximativ. 12 plus 17 29. 29 pe 8 e ca și cum ar spune că 29 pe 8 e cuprins între 2 pe 3 și 1. Păi 29. 8 ori 3, 24. Adică 3 să fie 3 și ceva între 2 pe 3 și 1. Nu, fals. Nu, fals. Deci rezultă că x1 egal cu 17 plus radical din 145 pe 8 nu aparține intervalului de la 2 pe 3 la 1. De la 2 pe 3 la 1. Nu aparține intervalul ăsta. X2 egal cu 17 minus radical din 145 pe 8 dacă aparține intervalul 2 pe 3 la 1 și vedem 2 pe 3 mai mic decât 17 minus 12 ar veni 5 pe 8. Ca și cum aș spune 5 pe 8, dacă este cuprins între 2 pe 3 și 1. 2 pe 3 și 1. E mai mic ca 1, pare să fie adevărat, 5 pe 8, nu? E 0, ceva. Da. Și 2 pe 3 e... Și el e 0, 0 ceva. Ceva. Deci dar 8 mai mic ca 1 e 2 ori 8, 16. Și aici 3 ori 5, 15. Iar e foarte fin. Da. 2 ori 8, 16 și 3 ori 5, 15. Pare că nu e adevărat, da? Dar trebuie să lucrăm, să vedem, e finuță e relația. Adică trebuie să ne străduim să vedem dacă 2 pe 3, că aici e problema. Da. Dacă 2 pe 3... Oricum mai mic ca 1. Este, da. Dacă 2 pe 3 e mai mic decât 17, minus radical din 145, supra 8. Totul supra 8. E de parcă ar spune echivalent cu... Atunci, la aceeași numitor, cu 8 în stânga și cu 3 în dreapta, și ca și cum ar spune ori 16, da? 16, da. Mai mic. Mai mic decât...
51, 37, 21, 31, 3 cu 2, 5, 51, minus 3 radical din 145. E parcă ar fi echivalent. Hai să ducem 3 radical din 145 în stânga și 16 în dreapta. Și de parcă aș spune că 3 radical 145 e mai mic decât 51. E de parcă ar spune 3 radical din 145. Băgăm pe 3 sub radical. 9 ori 145. Da. 9, 5, 6, 4, 9, 1035. Adică la pătrat. Da. Și vine 1000 grezi, 1305, ca și cum ar fi mai mic decât 35 la pătrat. 5, 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 5
concluzia ar fi că deci e fals. Deci nici x2 egal cu nici x2 acesta egal cu cine? Cu 17? Eu atunci radical de 145 supra 8 nu aparține. Deci nici x2 egal cu 17 minus radical de 145 supra 8 nu aparține de la 2 pe 3 la 1. Rezultă că și nici în cazul 3 nu avem nicio soluție, da? Deci nici în cazul 3 nu avem nicio soluție. În sfârșit, ne ducem pe cazul 4, de unde suntem acum, de la 1 la plus infinit. Deci cazul 4, x aparține 1 plus infinit și ecuația devine. Cazul 4. Deci de la 1 la plus infinit e negativ. Plus infinit. E negativ. E negativ, punem minus, îi schimbăm semnul, punem minus. Minus x pătrat minus 1 supra minus 3x plus 2. X pătrat minus 1 totul supra minus 3x plus 2 minus x plus 5. Da? Minus x plus 5. Să fie mai egal cu 0. Da. Egal cu 0. Și ce ar fi echivalent cu? Aici băgăm minusul ăsta jos. Și echivalent cu x pătrat minus 1 supra 3x minus 2 minus x plus 5 egal cu 0. Amplificăm cu 3x minus 2 și va fi echivalent cu x pătrat minus 1. Da, minus x pe lângă. Minus x pe lângă 3x minus 2 plus 5 pe lângă 3x minus 2 și va fi echivalent cu. Egal cu 0, egal, da, cu 0. Egal cu 0. Și acum echivalent. Echivalent cu x pătrat minus 1 minus 3x pătrat plus 2x plus 15x minus 10. Echivalent cu minus 2x pătrat plus 17x minus 2x pătrat, am zis, da. Da, minus 2x pătrat plus 17x, da. Minus 11. Minus 11. Egal cu 0. Apoi am mai făcut toată asta. Am mai ajuns la ecuația asta. Ce dădă ce ne-am găsit aici? Ia uite-te. X1, 2. Și cu 0. Cred că cazul 2. La 2, în mod sigur 2, că am cu minus aici. Mm-hmm.
2x, cazul 2, că am făcut cazul 2. 2. De la minus 1 la 2 pe 3. Deci 4 pe 2. N-am făcut cazul 2. Nu, dar nu este. Nu este. Ce nu este? Nu... Nu, nu, nu este pe minus 2. Păi... Nu, aia era doar una și era cu minus 4x și era la primul caz. Deci cu minus 2x nu a făcut. E cum să-l faci? Nu, nu. Păi este mai făcut. Uite la cazul 2. Cazul 2 ăla ai? Acolo la tine. Acolo. Este. Până de la 5 pe 7 la plus infinit. Așa. Ou. Cazul 2, la cât este? Dar nu scrii pagine și nu le scrii în ordine acolo. Da, dar le-am amestecat aici. Da, le-am amestecat. Acolo e cu inecuații, cu moduli, când am. Dacă de aici, când ai scris prima dată x pătrat minus 1, modul din x pătrat minus 1 supra minus 3x plus 2 egal cu minus x plus 5 egal cu 0, și a fost cazul 1 3, de la minus infinit. Cazul 1 3, cazul 3 a fost. 1 și cu 3. Și acum 2 cu 4. Când 1 și cu 3 au fost același lucru. Da, m-am găsit. Și rădăcinile sunt minus 17 x, minus 17. Da, deci x sunt egal cu minus 17 plus minus radical din 289 minus 201 fac de dea. Da. Nu? 201. Da, din 201. Supra minus 8. Supra minus 4. 2a, minus 4. Hai să băgăm minusul din jos sus și face 17 plus minus radical din 201. Minus radical din 201 supra 4. 4. Și ar trebui să vedem dacă se plasează la 1 acolo. La 1, nu plus. Hai să vedem deci, x-ul. X-ul nu e egal cu... 17 plus radical din 201 supra 4 dacă aparține intervalului de la 1 la plus infinit. Ia să vedem ce părere are aparține la 1 la plus infinit. Adică e mai mare ca 1? Păi ar vine 17 plus. Da, îți face 14 și cu 17. 29 pe 4. Nu. 14 și 17 face 31. 31 pe 4. 31 împărțit la 4 face 7,90. E mai mare ca 1. Da. Deci ăsta aparține. Da, aparține. Și atunci înseamnă că x nu e egal cu 17 plus radical de 201 supra 4 este soluție. Soluție. În sfârșit, am zis, nu e o soluție. Da. Cealaltă. X2. X2 17 minus radical de 201. Supra 4. Dacă e mai mare ca 1. Aici e problema. Da. Și a venit 17 minus 14. Ar da... 3 pe 4. 3 pe 4 nu e mai mare ca 1. Nu, nu este soluție. Deci asta nu e adevărat. Nu este soluție. Deci nu e mai mare ca 1. Și rezultă că x2 egal cu 17 minus radical de 201 supra 4. Așa? Nu. Nu este soluție. Înseamnă că ecuația asta care am luat-o ADNA ori are o singură soluție. Da? Deci, ecuația asta are rezultă x egal cu singura soluție cu 17 plus radical din 201 totul supra 4. Este singura soluție a ecuației astea. Adică dacă înlocuim pe x cu valoarea asta și muncim, ne dă 0.
Asta e toată povestea, da? Este singura soluție a ecuației acestea. Ei, care ar fi acum ideea? Poți tu să sintetizezi și să spui cam cum se rezolvă ecuația cu moduli? Păi mai întâi vedeam dacă... luăm expresia și vedem dacă este mai mică sau egală. Nu vedem, nu vedem dacă este. Luăm expresia, o egalăm cu 0 și facem semnul. Da. Facem semnul. Și în momentul în care am făcut semnul, a apărut practic intervalul la minus infinit, la plus infinit, rupt în mai multe intervale. Da. Și acum o luăm pe... Pe fiecare interval. Nu, 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 nu-i bine spus. Luăm pe fiecare interval. Pe intervalul respectiv vedem ce semn are expresia. Dacă e pozitivă, rămâne așa. Așa, dacă este negativ, negativă, îi schimbăm semnul. De aici luăm cu minus în față. Și ne apucăm de lucru. Și am scăpat de modul. Deci lucrăm ca și o ecuație până când ajungem la sfârșit. Și valorile pe care le găsim nu le acceptăm așa îndată, ci ne întrebăm dacă sunt sau nu intervalul de studiu. Da. Pentru că noi în momentul acela nu spunem, oișilor, aici, aici studiem noi, în zona asta, de la minus infinit până. Și când am găsit X și de acolo trebuie să fie ca să le acceptăm ca soluție. Deci, noutatea este că de fiecare dată la sfârșit întrebăm dacă se află în intervalul acela. Da. Da? Dacă se află, da, acceptăm, dacă nu, nu. Așa că, ia să scrii tu, cum se rezolvă să răspundem. Cum se rezolvă ecuații cu moduli? Cum se rezolvă ecuații cu moduli? Algoritm, pașii care îi parcurgem. Cum se rezolvă ecuații cu moduli? Două puncte. Ce facem? Primul pas. Luăm expresia. Din modul. Și îi facem semnul. Deci luăm expresia din modul și îi facem semnul. Îi facem semnul expresie cele din modul, nu? Da. 2. Stabilim... din modul acolo, din când ne-a făcut semnul, vedem unii pozitiv, unii negativ. Și începem, am stabilit semnul, să zicem, când ne-am zis că îi facem semnul, am stabilit semnul. După care ce facem? Începem studiul pe fiecare interval. Da. Începem studiul pe fiecare interval, știind exact cu ce semn luăm modulul. Dacă rămâne așa sau nu. Deci începem studiul pe fiecare interval. Și pun și virgula aici, ca o idee foarte importantă, observație pertinentă, o observație importantă, nu acceptăm de la sine soluțiile, ci doar pe cele care se află în interval. Nu acceptăm de la sine soluțiile, ci doar pe cele care se află în intervalul de studiu. Foarte, foarte important. Deci, nu, gata, ai găsit, gata, soluție, la revedere. Nu, o facem așa, ci vedem dacă X și care am găsit ca soluții se află ori nu în intervalul de studiu. Da? Asta e lucru foarte important, să vedem ce mai este. Aș mai lua ecuație cu moduri. E 7 deja, da? Da. Ne oprim aici? Poate sinteză? Facem sinteza, gata. Să zicem sinteza ore, da? Prima parte am făcut parcă... o ecuație. Nu. Am dat o funcție și am stabilit domeniul de ființe. Una sau două. Da, da. Nu am început așa. Da. Deci. 1. Domeniul de definiție. De
definiție a unei funcții. Cum să, da, cum se stabilește? Se pun condiții de existență a funcției respective, da? Da. Condiții de existență a fiecărei expresii. Da. Fiecărei expresii. Dacă e radical, divorți în par, pune condiții, da? Da. Așa și a fiecărei, nu fiecărei expresii. Condiții de existență a fiecărei funcții. Fiecărei funcții. Noi am avut funcția radicală, da? Da, funcția radicală. Funcția radical de ordin par. Da. Deci, condiții de existență a fiecărei funcții, în cazul nostru, vă spun condiția pentru radicală de ordin par. Și pentru fracții. Și fracții. Numitorul este de 0, am avut tot timpul, nu? Da. Funcția de ordin par și punct și virgulă fracție. Bun. Și de ce am pus condiții acelea de să existe radicalul, toate expresiile sunt radicalul de ordin par, să fie mai mare egal decât 0, nu? 2. Da. Am făcut explicitarea modulului adică am făcut semnul, da? Semnul și am luat semnul expresiei